Ce faci? Ce faci? Salut, salut. Ce faci? Stai mă de mine. Stai acolo. Lasă-l la jos de mână. Te înțeleg ce zici. Bă, frate, bă. Ce vârstă ai? 52. 52 de ani. Da, și mi-a da, să aveți 52. Nu știu, ea zic că are 14 ani, dar îmi părea mult mai mare de la voce. Stimabilă, să puneți ceva pe bancheta din spate când l-am prins dânsul să p***a și să nu vă facă bancheta, să nu vă împută mașina, să nu mai ieși. Știți ce zic? Vine justițiarul de pe pedofil! Pedofilul! Vine justițiarul ca să facă treaba. Ce mamă pedofilul, Leo? Cum o să bei apă liniștit? Începe misiunea! Mergem după Daniel sau Cristian, care două conturi nebunul. Mamă, yeah. E ce trebuie băiatul. Filme, poze, porno, facem sex. O să trebuiască să bipăiești toate astea, domnule editor, ca să nu ne mai demonetizeze YouTube-ul. Nu știu, cred că are 50 de ani. Ce se simțin? Poate, dacă ne scuzăm 70, 50 și... E născut în 70, nu? Uh-huh. 52 de ani. Mamă. Mergem după el. Cum era aia? Vine justițiarul! Stai că s-a făcut verde. S-a făcut verde și justițiarul se grăbește. Mamă. Că e, omul e și grăbit un pic. Ne așteaptă de ceva vreme și nu vrem să-l facem să stea prea mult. Încercăm să ne încadrăm în sfertul academic, să spunem așa. Noi suntem punctuali, cum s-ar spune. Corect. Ne auzim curând. Am pornit. Ce faci? Ce mă faci? Salut, salut. Ce faci? Stai să mă p***i. Dați-mi vă să mă urinez. Nu te p***i, că nu te atingi. Stai cu minte. Filmează bine. Te... Stai acolo. Lasă-l la jos. Când de mă p***i. Te înțeleg ce zici. Ce cauți, mă, omul la vârsta ta? Ce este trebuie cu copilă? Zim cu gura ta. Ce fule, mă p***i mine? Foarte bine. Ce cauți aici? Mă p***i mine. Bravo, ce cauți aici? Și tu ai dreptate. Am dreptate, nu? Chimați pe colegi cum mă cunoște că ești băieții de serviciu aici, de la pază. O, ești de la pază? Da, șeful. Avem antecedente cu băieții de la pază. E de la pază, încă unul de la pază. Se pare că băieții de la pază le place. Băieților de la pază le place viața. Aoleu, doamne, ce ai făcut? Și tu te cred. Aoleu, ce probleme ești acum? Ce mai cât a trebuit să-l vânez. Bă, frate, bă. Ce m***a, nu știu, ce vârstă ai? Ce vârstă aveți, mă rog, aveți să o vârstă. Vezi, urmă, înaintată. Aveți o vârstă înaintată. Păi și asta vă pe bune acum, la vârsta dumneavoastră asta. Să vorbesc mai mult, te rog frumos. 52. 52 de ani. Da, și cu cine ați vorbit? Acum nu știu dacă erați dumneavoastră cu sau... Cu cine ați vorbit? Sau persoană respectiv. În impresia dumneavoastră, cu cine ați vorbit? Cu o fată. Câți ani avea fata? Nu știu, parcă Alexandra sau nu mai știu. Îmi dați voie să mă uit pe telefon? Sau câți ani avea? Vreți să văd dumneavoastră? Îmi dați voie să umblu telefonul dumneavoastră? Poftiți, dar nu... dați acordul să umblu telefonul dumneavoastră? Nu, trebuie să vă uitați. Dacă vreți. Spuneți-mi, dați acordul să umblu telefonul dumneavoastră? Da. Mulțumesc, păstrez pentru mai încolo. Câți ani avea fata? V-am spus 52. Fata cât avea? Dumneavoastră aveți 52. Nu știu, ea zic că are 14 ani, dar îmi părea mult mai mare de la voce. Eu cred că era mult mai mare. Am că nu mi-a arătat poze, a zis că a să trimit o poză. Nu mi-a arătat poze. Cu ce i-aș cerut să vă trimită poza? Poftim? Cu ce i-aș cerut să vă trimită poza? De cu cuvintele de dumneavoastră, vă rog. Dacă este în telefon, normal. Okay. Să-mi trimit o poză cu ea, sexy. Sexy? Cum sexy? Dezbrăcat, adică. Dezbrăcat. Ce anume să vedeți? Cu pieptul și... Cu puntea, puntea. Așa cum ați scris, nu vă fi rușine. Puntea și puntea. Adică pieptul și... Păstrica, ce să poți să zici altceva?
Așa vă place să cereți la minore, nu? Șeful, nu știu, n-a crezut că mulți sunt amici. După voce părea mult mai mare, că i-am zis. Întrebarea mea este, ce vârstă v-ați spus care? Ați vorbit după. După ce ați făcut cererile astea, după ce ați trimis filmele porno, după ce v-ați trimis organul genital, da? Toate astea au fost după vorbitul. Vorbitul a fost după. Înainte să vorbiți, i-au zis vocea ca să spuneți că nu ați fi crezut că are 14 ani, știați că are 13 și face anul acesta 14, da? Deci nu mă mințiți. Da, într-adevăr, nu mi că sunt mesajele pe telefon oricum. Evident sunt mesajele. Puteți să le citiți mesajele. Da, le avem oricum, s-au zineșit. Mesajele le puteți citi oricând. Le avem oricum. Și de ce aveți două conturi? De cât timp faceți asta? Nu, cam două telefoane. De ce aveți două telefoane cu două nume? Pentru că nu mai merge asta la moment dacă ați fac Facebook pe el și l-am avut pe ăsta altul care... Îmi puteți spune cum vă numiți? Este de aceeași poză. Daniel, dar cu aceeași poză de profil. Păi și dumneavoastră cum vă numiți, vă rog? Daniel. Haideți, vă rog, nu mai stați jos, ridicați-vă jos și haideți să stăm undeva aici, în picioare, stați jos. Bă, șefule. Mă fac un pe mine. Mă mutat. Dar ați ridicat pământul la mine. Nu? E, nu. A, bine că n-aș tu cine sunteți. Am zis, stați. Că nu scria pe nimic pe dumneavoastră, adică, aha, eu știu cum scrie poliție sau... Da, am înțeles. Mă rog, sau jandarmerie. Că înțeles. Și dumneavoastră, că erați în locul meu, aș dori ridicam pământul. Că ce să fac eu în față la dumneavoastră? Eu, omul meu, nu știu să fac. Dar ce făceați cu o fată de 14 ani? Poftiți? Ce făceați cu o fată de 14 ani? Ce făceați cu o fată de 14 ani? Păi, șefule, ai cuvântul meu de onoare, că am zis că e mult mai mare. Eu n-am crezut că are vârsta asta, că după voce ea părea mult mai mare. Dar asta a fost după, ați vorbit la final cu ea la telefon. Da, înainte bine, am spus să văd ce și cum. Înainte de toate. Și când am vorbit cu ea chiar i-am zis, zic că nu cred că ai 14 ani. Și vârsta vi s-a comunicat din prima. I-am zis, da, cred că nu ai 13-14 ani, cred că ești mult mai mare. Ce mi s-a spus, zic că nu cred, cred că ești mult mai mare de vârsta care o spui. Și dumneavoastră ați fost să verificați, ok? Cât credeați că are? Ea? Cât credeați, da, că are ea? Nu știu, undeva oricum depășit de 18 ani. Și chemați așa, fete. Eu cred că e de curiozitate să văd dacă are 18, dacă are 14, dacă... Mai sunt din astea, fete din astea, acum știți cine mai, avut, nu? Mai bine ca mine. Ați mai avut, presupun, da. O drept să spun, niciodată întâlnire pe telefon. Cum? Niciodată întâlnire pe Facebook. E prima dată care am dat întâlnire. Aha. Bine, ați spus că ne lăsați să vedem și noi mesajele. Da, arătați? Bineînțeles, dar nu e problema de asta. Arătați-ne și nouă. Nu, deschideți-vă dumneavoastră, nu vă pun nimeni. A, trebuie ca să deschid eu. Da, nu știu problem. Asta o știu, arătați-mi și mie dacă mai vreți alte conversații, vă rog. Da, nu mai fac ce cu asta. Nu, asta o știu, că e așa. Dacă dați pe săgeata asta... Care să... Uitați asta dacă... Păi tot asta, păi da, dar de la altceva. Așa. Tot pe ea mi-a dat, deci nu-i îmi dă... Și mai aveți și alte fete, nu? Nu vă fie frică, sunteți în siguranță aici. Nu pățiți nimic. Doar spuneți și cu câte fete vorbiți. Câte dintre ele sunt minore. Ea e căsătorită. Așa. Următoarea? E asta? Cu ea ce am vorbit ce mai mult. Așa? Dați scroll, că se scrollează. Așa, iau. La bine Ion, care aveți este... copii? Nu. Nu înțeleg. Trebuia să aibă soția prima dată de gemeni. A, aveți soție. Nu, sunt despărțit. Prima soția mea trebuia să aibă doi gemeni, n-a putut să-ți sarcina, mă iau, bea și o fată, n-a ținut sarcina. Și așa, dacă aveați copii, dumneavoastră, dacă aveați copii. Poftiți? Dacă aveați copii așa și aveți o fată la 14 ani, să se întâlnească așa cu... Un domn civilizat de 52 de ani. Vi se pare, care trimite vi se pare normal? Puteți să întrebați. Că i-a zis, nu că vrea să fac sex cu tine. Și i-a zis, nu pot să fac așa ceva, fiindcă cum să fac sex cu tine? Fiindcă și mă ia poliția, adică da, mă, mă bagi la viol în primul rând. Da. Că ești domnișoară, că ai zis că ești domnișoară. Simabile, degeaba am încercat să ne mințiți într-un fel acum. Avem conversații. Avem conversații. Știți deja. Știu ce ați scris, știu ce ați trimis. Nu pot să-mi bagi de tine, fiindcă... Ce e asta? Zice, numai dacă sunt... Citiți-mi și eu ce scrie aici, ai trimis de dumneavoastră, da? Da. Vedeți? Da. Mai apropii? Scrie, nu, că am văzut. Păi citiți. Nu, știu. Nu, citiți. Nu, trebuie să... Citiți. Insist eu. Haideți, vă apropiați ochii, că vedeți să scrieți prostii. Asta-i? Nu, 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 țineți din mâna mea, hai, citiți. Propoziția dumneavoastră. Nici real, mai sex. Tare. Dar ce, care-i problema cu oamenii ăștia de nu mai știu nu să vorbesc? Nu știu să vorbesc. O sau al, n-ai făcut? Așa. Mă citești. Ești curioasă să vezi cum e? Toate fetele, așa ce? Toate fetele fac așa ceva. Ce fel de fete? De? Seama? De seama ta. Adică de 14 adică ani, de 14 da? Ani. Că eram la ideea că are 14 ani, 13, mă scuzați, 13. Da. Și ce e filmarea asta? Ia uitați. Am, ce avem aici? Asta trimiteți minorelor, nu? Doamna care mi-a trimis-o mie pe telefon la Ana Maria. Aha, ți-a trimis-o Ana Maria. Da, și dumneavoastră dați la minore de 14 ani, că e normal, e un lucru perfect normal. Zis, băi, eu nu cred că ai 14 ani.
că știți conversații, toate conversațiile viitoare. Să mergem, credem că nu, credem când cineva vă spune că are 13 ani, trebuie să mergeți pe ideea că are 13 ani. Și am zis, trimite-mi poză cu tine ca să văd, ce nu că nu trimiți poze. Ce fel de poză? Adică bine, ce poză ați cerut? Ce poză de ce poză ați cerut? Că mă luați acum că ați cerut o poză, vai ce respectos e dumneavoastră, nu, să verifice. Asta, nu. Păi mă-ți bagi joc de mine acum? Nu bagi joc de dumneavoastră, nu. Păi nu-ți bate joc de mine, ai cerut o poză cu ea goală. Da, goală. Păi, și ea mi-a cerut mie, nu? Și ea mi-a cerut mie de mine poză de-a ta de profil, că eu nu ți-am cerut așa ceva. Deci vreau să văd fața ta. Foarte interesant, bun. Haideți, vreau să văd și eu fața ta. Haideți să o rezolvăm frumos acum. Bună seara. Agent Șevută, secția 13. Bună seara. Eu am sunat la poliție. Alexandru Constantachi, colegul meu Alex. Alex, vă salut. Avem indicii care că dânsul dorea să comită o infracțiune de raculare de minori. A discutat cu o minoră în mediul online să se întâlnească. I-a trimis poze cu organului genital și doreau să se întâlnească la această oră în vederea întreținerii de relații sexuale. Am înțeles un buletin. Sigur. Nu am buletin, nu am decât știu, eu îl cred că ai cheamă la... Am să vă dau o carte din GGC. Ce are cine e papa? Nu, cum nu am fost niciodată. N-a fost o niciodată. Și de ce vrea să vă întâlniți aici, crezi? Pentru că când până aici a fost... Haideți, vă rog, Stimabilă, să puneți-vă pe banchetă din spate când l-am prins dânsul să pe el și să nu vă facă bancheta să nu vă împută mașina, să nu mai ieși, știți ce zic? Ați vorbit cu tata? Ați vrut să vorbiți cu ea? Da. Fata este colega noastră. Fata este acasă, în siguranță. Acasă e ok, da? Da, da, deci da. Nu e nicio problemă să facă. Trebuia să întâlnesc cu ea, să întâlnesc cu noi. Da, nu, asta vreau să știu că e fata în regulă. Da. Fata este reală. Sunteți cu mașină? Da, suntem cu mașină. Veniți dumneavoastră în urma noastră la secția 13. Perfect, perfect. Puteți să plecăm acum, să venim. Ne vedem acolo. Sigur că da. Sărut mâine. Mersi și noi. N-aveți pentru ce? Sărut mâna. La 13, da? 13, imediat. Hai, la 13! L-am prins! Așa fac justițiarii când sunt în hype de prins pedofil. Hyped, man! Hyped! Bună seara, dragi justițiari! Am terminat așteptarea la secție, am semnat procesul verbal. Domnul nostru de 52 de ani a fost amprentat, este încă înăuntru acolo, nu știu ce pățește. A zis că se mișcă greu. Se mișcă greu, acum nu mai are energie. Nu mai are vlagă. Săracul de el. Poate avea vlagă pentru minoră? Avea vlagă, avea. Și cu, să dea cu pumnul, era vlăgos? Era vlăgos, da. Încă un caz prins de justițiarii de Berceni. Vă mulțumim frumos că ne urmăriți, vă mulțumim frumos că ne susțineți și la cât mai mulți de ăștia. Bye! Dreptate, dar podeaua nu e dreaptă așa. E oarecum un pic așa, gen, a fost mansardă, să zic, nu? Preda, înainte de declarații, discutând de dulapuri Ikea. Da. Și ce am făcut? Am apucat să montez ăla și ca să stai între, trebuia să fac ceva într-o parte, nu? Un fel de... Și când am ridicat, mi-a căzut trafic pe mâine, mi-a înduit aia pe mâine, dar am tăiat-o cu sficul. Nu cred așa ceva. We mobbin' and thuggin', you bitchin' and buggin', there's nothing that we got in common. I've been out grindin' and hustlin', investin' this paper, got tired.